1942, războiul pătrunsese adânc în conștiința americanilor. Peste 27.000 de lucrători în industria cinematografică se aflau pe front. Mulți actori și regizori se aflau și ei pe front. În aceste condiții, filmele selectate pentru Oscar au avut în general subiecte legate de război. Marele câștigător a fost Doamna Miniver a lui William Wyler, care a cucerit numai puțin de 6 distincții. Cel mai bun film, cea mai bună regie, cea mai bună actriță Greer Garson, cea mai bună actriță în rol secundar Teresa Wright, cel mai bun scenariu, cea mai bună imagine alb-negru. Doamna Miniver este un film despre război a cărui acțiune se petrece într-un oraș britanic. William Wyler face o demonstrație convingătoare pentru spectatorul american despre ceea ce înseamnă războiul pentru colectivitate și individ. Greer Garson, interpreta rolului principal, a avut o concurență formidabilă în lupta pentru cucerirea cele mai importante distincții. Adversarele sale au fost Bette Davis pentru rolul din Now Voyager, Katharine Hepburn pentru rolul din Femeia Anului, Rosalind Russell pentru rolul din Sora mea Eileen, Teresa Wright pentru rolul din Mândria Yankeilor și partenerul ei, Walter Pidgeon, a fost nominalizat la categoria rol principal masculin, alături de Ronald Coleman pentru rolul din Random Harvest, Gary Cooper pentru rolul din Mândria Yankeilor, Pete Piper și James Cagney. Acesta din urmă avea să câștige premiul pentru rolul din Yankee Doodle Dandy. Vom reveni asupra lui James Cagney, unul dintre cei mai importanți actori ai tuturor timpurilor. Vom trece acum la William Wyler, un adevărat recordman al Oscarurilor. Regizorul a cucerit încă 2 distincții în afară de cea pentru Doamna Miniver. Wyler a recidivat cu Cei mai frumoși ani ai vieții noastre, realizat în 1946, și Ben-Hur, realizat în 1959. Filmele sale au adunat aproape 50 de Oscaruri. A fost socotit în perioada 1935-1945 cel mai mare regizor al Americii alături de John Ford. Deși a fost socotit un inovator, Wyler nu a strălucit niciodată prin originalitatea formei și a mijloacelor tehnice. Deși de origine germană, Wyler a fost un regizor eminamente american, spre deosebire de Sternberg sau Stronheim. Adevărata sa activitate cinematografică începe după 1928. Capodoperele sale au fost considerate Dead End, Periferie, realizat în 1937, Jezebel, realizat în 1938, și The Little Foxes, Vulpile, realizat în 1942. Alte filme remarcabile pot fi considerate La răscruce de vânturi, realizat în 1939, Texas, realizat în 1940, Moștenirea, realizat în 1949, și Vacanță la Roma, realizat în 1953. După izbucnirea vânătorii de vrăjitoare împotriva elementelor de stânga din America, Wyler cunoaște o perioadă de declin, dar revine în forță cu Legea Divină, realizată în 1957, Marile Spații, realizată în 1958, și Ben-Hur, realizat în 1959. William Wyler a fost un excelent descoperitor și șlefuitor de talente actoricești. Se poate spune că Wyler i-a descoperit și format pe Bette Davis, Olivia de Havilland, Myrna Loy, Clark Gable și Laurence Olivier. Cel mai bun actor al anului a fost desemnat James Cagney pentru rolul din Sinfonia Americană, Yankee Doodle Dandy. El l-a întruchipat pe celebrul vodevilor George McCohan. Cagney debutase în 1930 în Sărbătoarea Păcătosului și întruchipase apoi Dory la concurență cu Edward G. Robinson și Humphrey Bogart. A obținut succese deosebite cu Inamicul public, realizat în 1931, Înger cu fețe murdare, realizat în 1938, Orașul cucerit, realizat în 1940, Mânie albă, realizat în 1949, Cât prețuiește gloria, realizat în 1952. A fost o mare vedetă în perioada 1935-1945. Cagney a fost singurul actor american care putea face o trecere firească de la rolurile de dur la cele muzicale și apoi chiar de om simplu. Bolnav de diabet, actorul se retrage în 1961, dar revine 20 de ani mai târziu cu fenomenalul rol din Ragtime, Vremea Furiei, un film remarcabil al lui Miloš Forman. Cagney s-a retras definitiv după acest rol, dar contribuția sa la progresul celei de-a șapte arte nu poate fi trecut cu vederea. James Cagney a fost și înger și demon în rolurile pe care le-a interpretat cu o naturalețe inegalabilă. Acesta a fost episodul dedicat primilor din 1942. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine! We'll be right back.